Ok, deci începem cu nivelul 2. Acolo am rămas data trecută. Oh, jucăm cu Cole. Băiatul meu. Din câte puteți vedea de data asta, chiar are mâneci, deci reprezintă se... Ok, habar nu am cum trebuie să scap din partea aia, ați văzut că e foarte înghesuit. Hai să încercăm din nou. Episodul ăsta abia a început și deja am găsit două obstacole prin care mi este greu să trec. Acest nivel pare a fi mai mult o provocare. Am obținut ceva cub, nu știu ce este. Să știți că m-am uitat mai atent la clipul de data trecută și am aflat ce fac toate stadurile astea. Din câte se pare, dacă obții 300 de staduri, îți dă o extra viață, lucru care ne va fi util. Pentru că acest nivel pare a fi o provocare, iar asta e... Ce? Nu înțeleg ce trebuie să fac la buștenii ăștia. A, trebuie doar să o iau înainte. Da, deci am fost puțin prost să o iau acolo la dreapta. Nu cred că este ce trebuie. A, am avut o extra viață. Oh, o da Dumnezeu. Acolo trebuia să sar. Oh, de fapt primești o viață la 100 de staduri. Tocmai ce am primit o viață și am adunat doar 100. Am murit la fix aceeași fază. Dar chiar nu înțeleg ce trebuie să fac acolo. Aaaa! Hai să încercăm din nou. Simt în mine că aici va fi bine. Dar acolo chiar am sărit, amice. Acolo efectiv n-ai ce să faci. Da! Ce s-a întâmplat acolo? Dar nu înțeleg ce trebuie să faci acolo. Trebuie să sari. Dar nu poți să sari suficient. Dar ce trebuie să faci acolo? Mereu pierd o viață acolo. Nu. N-ai cum să treci peste aia. Ok, am trecut peste partea aia. Doamne ajută. O da, Dumnezeu, frate, nu te cred. Am reușit. Și partea asta se repetă. Ah! Oh! Război de... ce trebuie să fac aici? Oh! Era războinicul de piatră. Habar n-am ce trebuie făcut acolo. Dar am scăpat. Oh! Cu puțină speranță... Nu, 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 nu! Voi vă dați seama că eu sunt blocat la nivelul 2, nu-i așa? Atunci când am văzut la primul nivel cât de simplu este și am început al doilea nivel, speram să fie o provocare. Asta e puțin prea mult, cred și eu. Nu muri, nu muri, nu muri. Ha. Am spart sistemul, oameni buni, am știut cum să nu mori acolo. Deci așa scap de acolo. Nu este obligatoriu să mergi pe buștene. Asta e interesant. Nu-mi place că aici bucata asta se repetă. Dar cel puțin acum mi-am dat seama cum să trec de ea. Războinicul de piatră e ușor de trecut. Trebuie doar să sari peste el, din câte se pare. Nu, 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 nu. Nu o să...
Nu! Hai, era să mă lovesc din nou în perete. Doamne! Te rog, spune-mi că se termină. Te rog. Te rog, spune-mi că se termină. Nu. Simt că asta e partea în care câștigăm. Din acest moment nimic nu ne mai poate opri. Oh, Boulder Blasterul! Ua, cu ăsta poți să te duci și mai sus și mai jos. Asta e tare. Aici ce fac? Mă duc jos. Da. Pot să adun staduri pe aici pe sus. Ia. Ok, asta chiar e tare. Uită-te cât de lent se mișcă. Revinoți. Mai întâi jocul devine pixelat, iar acum are lagul vieții. Cole nici măcar nu mai e în ecran. Putem să dăm la viteză scena asta, vă rog? Uite, văd orașul Ninjago. Se termină. Ne mișcăm cu viteza luminii stinse. Haide. Te rog. Te rog frumos. În sfârșit, Doamne! Nu vreau niciun next level. Amici, mă gândeam și eu că să fac două niveluri de data asta, dar nu. Al doilea nivel este next level. Am înregistrat o tonă de timp. Chiar dacă în primul episod am pierdut timpul cu povestea. Ok, ne vedem data viitoare cu barenii glaciari. Cred că așa se traduce, nu sunt sigur. Ok, ne vedem cu nivelul 3.